Salutare, lorilor, dacă credeți că vom avea un adversar accesibil în Europa League în faza eliminatorii, lăsați acolo un like pentru noroc, ca să avem noroc și abonați-vă la acest canal dacă sunteți noi. Oricum, hai să începem cu video. Primul meci din acest episod este un meci cu SK Brand. Vom juca cu rezervele. Vom simula, de fapt, cu rezervele pentru că nu voi juca. Și este victorie 2-0 cu rezervele. Petrila și Abbas au marcat, deci golurile noastre au venit din partea stângă. Foarte bine că am câștigat acest meci, era important. Suntem în continuare liderii campionatului la 4 puncte de Molde. Oare s-a mărit diferența? Cred că. Și cred că s-au tras la sorți optimile Europa League, sau nu, 16-mile Europa League. Am văzut eu ceva acolo. Hai să verificăm cu cine am picat. Braga, ok. Adversar accesibil pentru noi în Europa League. Așadar, în episodul următor vom avea primul match din dubla cu Braga. Ofertă de împrumut pentru rusul de la Stade Brestois. O echipă din Liga 2 franceză, nu o să-l dau pe rusul. We are not on track. Nu știu de ce îi zice așa ceva. Suntem pe primul loc. Ce vrea mai mult? Vrea locul 0 sau ce naiba? Aparent pot să pierd 4 jucători. Așa că hai să vedem despre cine este vorba. Bordeanu, Țucudean. Vă amintiți ce s-a întâmplat cu Bordeanu? Să sperăm că data asta pot să negociez și eu. Gunnarsson este primul. Delegate renewal. Nicio problemă pentru Gunnarsson, care va accepta un nou contract. Păi Iuliu Vladimirescu. Să încercăm și cu el. De ce nu? Bordeanu. Doamne! Nu! Deci nu! Nu doresc să se întâmple ceva de genul ce se întâmple în sezonul trecut. Contract expiring și pentru Hove. Ștefan Rusu e pe loan list. Olu, de-aia tot veneau oferte la el. Țucudean. Delegate renewal, Țucudean rămâne cu noi. E perfect așa. Molvadgard e la loan list și la Sinatra are renewal. Bun. Meciul 2 din acest episod este cu Christian Zund. Avem nevoie de încă o victorie. Avem nevoie doar de victorii. N-am pierdut niciodată în campionat până acum. 2-0 și cu Christian Zund. Lefevre, care aparent văd că e Lefevere, nu știu. Și Ait El Hadji, deci s-ar putea să fi pronunțat toată seria numele Lefevere greșit. Nu știu. Fete de împrumut pentru Cafferty, iată, de la Astra, o să accept. Pentru că acolo ar putea să joace mai mult decât la noi. Da, se pare că n-a plecat Cafferty. Aia e, ce să-i faci. Ar fi fost bine să plece ca să mai joace și el, pentru că altfel nu joacă. Și vine perioada de transferuri, va fi interesant. Oferta din nou de împrumut pentru Cafferty de la St. Pauli, echipă de Liga 2 germană. Pa, pa. Începe perioada de transferuri, așa că o să mă uit. Să văd ce sugestii mi-ați lăsat voi pe acolo prin comentarii, pentru că știu că ați mai lăsat sugestii. Ok, văd aici niște sugestii. Mateiu Bancu. Nu cred că avem nevoie de niciunul dintre ei, din păcate. Pentru că avem jucători pe acele poziții. Ok, văd că era și Sargent pe listă din nou. Nu știu cât ne ajută pentru că avem atacant. Da. Sugestiile, mi-amintesc că erau chestii, jucători pe care aveam, pe poziții pe care le aveam deja asigurate. Așa că va trebui să văd eu ce și cum, să mă orientez și să luăm niște jucători buni. M-am gândit să luăm un jucător pe care a pus ochii FCSB la un moment dat, și anume Andrei Kindrich de la FC Botoșani. Am văzut că are și ceva potențial, așa că să încercăm să luăm. Habar n-am cât ar putea fi. Nu știu. Chiar nu știu cât să ofer pentru el. O să ofer 1,5 milioane. Sper să fie bine. Nu, prea puțin am oferit. Da, se pare că am primit o ofertă de a antrena Salzburg. Da, interesantă propunere. Salzburg ar putea fi, de exemplu, echipa cu care să începem o nouă carieră.
Dar deocamdată trebuie să încheiem aici socotelile, să terminăm cu Europa League și după aia vedem la ce echipă mă voi duce. Voi încerca din nou la Kindrich. Încerc cu 1 milion mai mult, cred că. Să voi încerca 3 milioane pentru Kindrich. Cred că mai bine 3 milioane decât 2 milioane jumate, ca să nu se mai enerveze ăștia încă o dată. 4.250.000, hai că luăm. Kindrich vine la echipă pentru 4.250.000. Hai să negociem și cu el salariul. Am dat ceva bani pe acest fundaș, dar aveam nevoie. 10.000, perfect, am semnat cu Andrei Kindrich. Hai să-l vedem. Sign the top player, știu că are ceva potențial. Ia să vedem, Kindrich. 73 overall, ho-ho! Ho-ho, ce jucători ne-am luat. Asta da, ăsta da transfer. Da, Bordeanu, Norwich. Am încercat să semneze cu el. Mendy, ofertă de transfer. Dar nu o să plece. Încercăm să renegociem cu Bordeanu ca să ne asigurăm că nu pleacă. Kefert i-a plecat sub formă de împrumut. Bordeanule, nu pleca. Vreau măcar să iau banii pe tine. Da mă, Bordeanu semnează cu noi. Și le pun pe transfer list. Ai ce mișcare. Are 30 de ani, nu știu câți bani pot să scot pe el, dar trebuie să scoatem ceva bani pe el. E bătrân, poate să plece. Numai că am vrut să iau ceva bani pe el, să nu plece așa pe gratis. Ofertă de împrumut pentru Bordeanu. 3.750.000. Ofertă de la Beşiktaş. E perfect. Îl lăsăm la Beşiktaş să plece. Iar Bakker poate să se ducă împrumut la Cardiff fără niciun fel de problemă. Și frate, din nou pentru Bordeanu de la Union Berlin, de data asta 3.650.000. Accept tot ce vine pentru Bordeanu pentru că trebuie să plece Bordeanu. E deja prea în vârstă pentru echipa asta. Noi creștem tineri jucători, nu bătrâni. Da, Bakker a fost împrumutat. Bordeanu a fost vândut la Beşiktaş. Deci toate bune, toate frumoase. Fertă pentru la Sina Traore, 920.000. Ai 68 overall la Sina Traore și e bătrân. Cred că o să-l păstrez doar pentru ce a reușit în Europa League. Îl păstrăm, poate mai avem nevoie de el. S-a terminat și pe de transferuri. Am văzut că am primit și o ofertă de a antrena o altă echipă. Uite și Bar, îl mai creștem și pe Bar un pic. Văd că stătea și el rău cu stamina. Dar o să încercăm să-l rezolvăm și pe el. Ofertă de a antrena Metz. Na, nu mulțumesc. Reject, direct, reject. Training injury. Cedric Smith s-a accidentat. Jucătorii juniori, Rafael Granero în continuare acolo, jucător de mare potențial. Da. Și avem meciul cu Rosenborg, ultimul meci din acest episod. Meciul cu Rosenborg, trebuie să schimbăm echipa repede. Ok, cam asta va fi echipa cu care atacăm Rosenborg și încercăm să ne distanțăm în fruntea clasamentului. Meci mare cu Rosenborg, trebuie să câștigăm acest meci. Asta este echipa Ștefănescu, poartă Bobok, Kindrich, Lefevre și Lindsay pe linia de fund, Hove și Quinn la mijloc, Rusu, Ion Gheorghe și Petrina în spatele atacantului Bar. Hai să vedem cum se descurcă această echipă. Începe marele meci cu Rosenborg. Avem nevoie de o victorie. Rosenborg este locul 3 și ar putea să piardă șansele la un loc mai sus dacă pierde în acest meci, pierde acest meci cu noi. Ne distanțăm de ei și rămânem doar noi cu Molde acolo în față. Așadar, începe strânsul de Rosenborg. Sperăm că o să putem să mai acumulăm niște puncte acolo în fața lui Molde. Aici Slamovic pasă și este golul celor de la Rosenborg. 1-0 pentru Rosenborg. Minutul 29. Ce am găsit aici? Slamovic. L-am lăsat liber pe jucătorul cu numărul 20.
am plecat de acolo de lângă el cu Lefebvre. Asta a fost greșeala mea, însă hai să încercăm să marcăm și noi. Berry Bar. N-a mai trebuit dribbling-ul ăla, a fost cu întârziere oricum dribbling-ul. Ion Gheorghe către Bar. Bar cu o pasă bună către Ion Gheorghe și alunecă, intră prin alunecare jucătorul Rosenborg și este penalti și cartonaș roșu pentru Dara Oshii. Oshii sau nu știu cum îl cheamă și este penalti. Va executa Ion Gheorghe. Nu e prea bun la penaltiuri Ion Gheorghe. Și ratează Ion Gheorghe acest penalti. Pot să cred că a ratat Ion Gheorghe. Și rămâne 1-0 pentru Rosenborg, însă au un om în minus. Ar trebui să ne folosim de acest lucru. Petri la recuperează și se termină prima repriză. 0-1, Rosenborg conduce, însă are un om în minus, așa că trebuie să ne urcăm pe ei din repriza a doua. Iată, un șut, un gol. Bulangii. Ce pe repriza a doua de la scorul de 0-1, însă Rosenborg este cu un om în minus, așa că e timpul să dăm un team press. Lindsay aici urmărește mingea, însă pasa este dezastroasă, degeaba a intervenit Lindsay. Dacă dai o asemenea pas direct la adversar și din nou Rosenborg cu o ocazie. Nu merge, îl scoatem pe Bar, nu-mi place deloc cum joacă, va intra Strand Larsen. Și va intra și Abbas în locul lui Petri, la care nu s-a văzut deloc și încercăm și cu Nițu. Foarte proaspete acolo în atac. Poate așa o să reușim să învingem Rosenborg. Sper să fie inspirate modificările astea. Rosenborg domină chiar și cu un om în minus. Și este, poate fi 2-0 și este 2-0 pentru Rosenborg. Minutul 78. Nu pot nici cum. N-am ce să le fac, am jucat foarte slab în meciul ăsta. Nițu încearcă să treacă și este corner. Poate fi 3-0, însă Lefebvre ne salvează aici. Nu putem, n-avem cum. Abbas, Bară, frumos, ce mai îmi place mie. Da, înfrângere cu Rosenborg, deși au jucat o repriză întreagă cu un om în minus. Au reușit să-și majoreze avantajul chiar. Este un meci dezamăgitor și n-am fost departe de ei. Au fost două șuturi pe poartă pentru Rosenborg, două șuturi și două goluri. Din păcate, pierdem la Rosenborg și Molde are șansa să se apropie la un punct de noi. Ceea ce nu a făcut, a trecut Rosenborg, n-au jucat încă cei de la Molde. Acum ar trebui să vedem. Molde, la un punct în spatele nostru, ce frumos. Dacă atât cu acest episod din Caia cu Strand Gosset, episodul următor avem Salzburg, Braga și Odd. Să sperăm că aici și măcar episodul următor să ne descurcăm mai bine. Mulțumesc mult de vizionare, dacă a plăcut acest video, sunt șanse mari să vă placă și cele două videouri sugerate de mine și de YouTube. Încercați să vă uitați la amândouă și spuneți care este mai bun. Enjoy!